porțelan. Aceștia sunt pui pentru care am tăiat rumegușul. Bine, pui, îți pui încă. Au 5 luni. Ăștia trebuie să stea pe rumeguș, sunt concini. Concincina. Concincina, din China. De la care mănâncă acolo, la ușă. Și de cât să dau banii pe talaș, tot am posibilitatea. Ăștia așa. Și mai am și pe ăștia mici aici. Ăștia sunt Brahma. Da. Ăștia au 6 săptămâni, nu? Da, 6 săptămâni au ăștia. Îi creștem cu mâncare specială, cu proteină ridicată, în amestec cu porumb, cu grâu. Și lor la fel le trebuie rumeguș, că uitați până la urmă așa este ce încălțați sunt, s-ar face tot una de găinați, dacă i-am lăsat așa. Este ologist. Da, plus că ologez dacă merg direct pe beton. Da, așa faci. Sunt rasă grea, știi? Da, da. Sunt mai pretențioși ca găina comună de curte. Da, și ăștia stovară și pui. Acum au un nou motiv să fac felii. Da, ăștia scoși la clocitoare la noi și ăștia la fel. Ăștia la fel, nu i-am cumpărat, am cumpărat ouă. Ouăle sunt, să spunem, destul de scumpe, să spunem. Cam 10 lei ouă, nu? Da. 10 lei ouă. Da. Dar nu sunt ăștia cei mai scumpi, există unii de sunt câte ouă? 60 de lei. 60 de lei ouă, de porțelan, poate da. Le spune, da. Nu? Brahma porțelan. Brahma porțelan, deci, da. Asta e treaba.